You know something about Romania? Romania, my brother. Yeah. Working in Romania. Yeah, I know. A lot of Nepalese people working now in Romania. Yeah, in Sibiu. Sibiu. Deci suntem vecini, că eu sunt la Deva, cam 100 și ceva de kilometri până la Sibiu. We are neighbor. Namaste și bună dimineața de la ceaiul de dimineață de aici din Nepal. Astăzi o să mă duc în afara orașului Kathmandu. Am văzut pe hartă o telecabină care urcă sus în munte undeva, așa că am de gând să iau un patao și să mă duc până acolo. Beau ceaiul aici lângă cazarea mea, mă duc până în piața Durbar, că acolo e mai larg și poate să vină mașinile. De acolo patao până la locul de unde pleacă telecabina sus în munte. De-abia aștept să urc un picuț acolo în munte, în afara orașului. Și da, ceaiul nepalez cu lapte e bun, dar nu e bun ca cel indian. India-Nepal la ceai 1-0. O scurtă plimbare până în piață, unde e mai lărgământ și poate să intre mașinile ușor. Aici, în piață, în fața acestui templu, încă se ard chestii. O să mă duc în partea cealaltă a pieței. Acolo am văzut un bulevard mai larg. Și în același timp trebuie să-mi caut un loc unde să-mi parchez mașina, că diseară am de gând să-mi iau mașina. M-am hotărât, o să iau acel 4x4 să plec de mâine înspre Himalaya. Dar nu știu unde îl parchez, că pe aici n-am nicio șansă. În zona cazării mele. Da, aici e o stradă mai largă, de aici o să chem un patao. Mi-am comandat deja patao, dar cu traficul ăsta trebuie să stau ceva până ajunge. Gata, sunt în patao. Mă va costa vreo 15 lei să ajung până acolo, chiar dacă am demers vreo 15 km. Cam așa am văzut că e aici costul, 1 leu pe kilometru. Pe străduțele astea foarte aglomerate de aici din centru. Foarte aglomerat pe aici. E o dita mai cocoșu. Da, nu v-am mai zis, aseară mi-am luat niște carne de capră și mi-am făcut o tocană. Foarte, foarte bună. Trebuie să vin pe aici pe undeva să parchez mașina diseară dacă o iau. Că acolo la mine lângă cazare n-am nici cea mai mică șansă. Dar aici am găsit un bulevard larg, văd că și ăsta e foarte aproape de cazarea mea. O să vin și o parchez aici. Din păcate e smog foarte gros aici și nu prea se vede mare lucru în depărtare.
Abia aștept să plec de aici mâine, să ies din Kathmandu. Asta e centura orașului, care arată foarte bine chiar. Nu mă așteptam să aibă un asemenea drum aici, șosea de centură. Unde trebuie să ajung eu se cheamă Chandragiri. Și de acolo, din acea suburbie a orașului Kathmandu, de acolo pornește o telecabină care urcă sus în munte. Cât de mult, nu știu, vom vedea. Dar vedeți și voi smogul. Un smog foarte dens. Un oraș foarte, foarte populat. Sunt vreo 2-3 milioane de oameni care locuiesc aici și orașul fiind situat și într-o căldare, smogul, tot smogul se așează aici și de asta e așa. Nici noi la București nu avem asemenea infrastructură pe șoseaua de centură. Nu-mi vine să cred. Parcă încep să întrezăresc ceva munți prin smog. Cred că văd deja telecabinele acolo pe vârful ăla de munte. Da, va fi interesant, clar. Extrem de mult praf și poluare în tot orașul. Aici am urcat ceva în altitudine și se pare că se mai limpezește un pic. Probabil după ce o să urc cu telecabina nu va mai fi smog. De-abia aștept să scap. Patao m-a lăsat aici, fix la stația de cable car de telecabină. Hai să vedem cât costă biletul dus întors. ₺100 costă biletul dus întors. Dar înainte de a merge la telecabină, hai să aruncăm o privire de aici. Asupra văii Kathmandu, de unde nu se vede mare lucru din cauza smogului, după cum vedeți și voi. Foarte mult, foarte mult smog aici. Smog și poluare și praf. Hai să vedem de sus, poate se mai curăță aerul. Hai să vedem cum arată telecabinele aici. Să ne îmbarcăm într-o telecabină. E ceva coadă, dar nu mare. Același sistem de cabine. Devine cabina, urci în ea. Merge repede treaba. Nu stai la coadă. No, hai la deal. O să urcăm până la 2500 și ceva de metri. Din păcate e destul de neclar geamul. Și geamul e destul de mătuit și poluare mult în aer. O să urcăm de la 1500 de metri, cât e altitudinea în Kathmandu, jos în oraș, până la 2500 și n-am reținut câți metri. Da, vedem sus. Spectaculos. Absolut spectaculos. Al doilea segment și mai spectaculos.
Deja se lasă confundarea de urechi. Am urcat destul de rapid până la altitudinea asta. Era una regulă, era că te agățați. Dar da, sus e mult mai curat aerul. Urmează o trecere peste o prăpastie. Da, din păcate nu se vede prea bine. Wow, aici e o distanță foarte mare între doi stâlpi. Spectaculos, absolut spectaculos. Cred că îmi dau seama acum că nici n-am mai fost pe o telecabină cu distanță atât de mare între doi stâlpi. Deja nici nu se mai vede orașul din cauza smogului. Ultima 100 de metri. Încă 100 de metri până sus. Probabil nici atât. Gălăcioși, foarte gălăcioși și vecinii ăștia mei. Nu le spun din ce țară sunt, că se prind, că vorbesc de ei. Da, v-ați dat voi seama. Iată, m-a ajuns în vârf. 2520 de metri sunt aici, de fapt. Unde aerul e mult mai respirabil și mai curat. Iar în vale nu se vede mai nimic din cauza smogului. De aici ar trebui să vedem niște vârfuri. 8156 de metri. Ar trebui, zic, că nu se vede nimic din cauza smogului. Acum eu sper din tot sufletul ca în restul țării, pe unde o să merg de mâine încolo, să nu fie același smog și poluare. Să pot să văd și eu niște vârfuri. Dar nu fac nici mari speranțe la cum am văzut că e pe aici și cât de multă poluare e. Hai să mergem un pic pe aici la deal. O să mai urc un pic. Am la dispoziție, nu știu, pot să stau 2-3 ore. Poate mai mult. Am văzut că e doar o pauză de o oră la 12. Bar la 2520 de metri. Ar fi interesant. Ar fi interesant de băut ceva aici. Hai să vedem dacă e deschis. Nu cred că e deschis, dar măcar să luăm niște imagini de aici. Wow. Știți cum e în pozele alea? Așteptări versus realitate. Vezi în poze Himalaya, vârfuri acoperite. În realitate, vezi asta. Adică nimic. Da, barul închis. Ar fi băut o berică aici la vârful muntelui. Indieni, toți turiștii pe care i-am văzut până acum sunt din India. Super traseu aici pe vârful muntelui, la 2520 de metri, unde e foarte cald. Ia uite ce ar trebui să vedem de aici. Asta ar trebui să vedem de aici.
chiar vârful Everest. Misterie face piele de găină. Da, se ved doar ceață și nori. Din păcate. Zipline. Iar nu știu cum se cheamă în română. Așa ceva. A tiroliană, tiroliană. Trebuie să-mi repet cuvântul ăsta să-mi intre în minte. Cea mai înaltă tiroliană din Kathmandu. Da, eu nu sunt fan. Nu sunt fan din cauza că am probleme cu spatele, că altfel poate m-aș fi băgat și eu la o tiroliană. Da, în toate părțile e același smog. De nu se vede mai nimic. Everest Viewpoint acolo sus. Bineînțeles că o să urc și eu, da? Prevăd că o să urc degeaba. Biletul de telecabină îmi dă voie să urc și aici la viewpoint-ul ăsta. Hai să vedem. Poate, poate. Totuși zărim ceva. Și ultima scară. Da, nu se vede nimic. Vă dați seama că ar trebui să fie plin de vârfuri înzepezite peste tot. E plin de vârfuri de peste 7000 de metri aici. Probabil așa e mai tot timpul. Sunt rare zilele în care se vede într-adevăr ceva. Sau nu știu, poate eu sunt ghinionist și am nimerit eu într-o zi cu smog foarte mult. Vârful Everest. Asta e, eu încă sper ca mâine să văd ceva, pentru că o să mă apropii de Everest cu încă vreo 300 de kilometri. Poate am noroc acolo să fie mai puțin smog, mai puțin înnorat. De fapt nu-s nori, chiar nu-i înnorat aici. E pur și simplu smog. Pățăști? Interesant loc să te dai cu bicicleta. Așa ceva. La recomandarea voastră mi-am luat să încerc berea Gorka. Am găsit un băruleț ascuns aici. Sănătate bună. Da, asta e mult mai bună ca cea de jos pe care am gustat-o. Avea un gust foarte ciudat. Asta e bună. Hai să aruncăm și o privire aici la templu. Chiar mă întrebam oare ce copaci cresc pe aici. La prima vedere am crezut că e ceva stejar, dar nu e. E altceva. Templu hindus cu Sfânta Vacă aici în față.
Vaca de Aur. O să mai stau o vreme pe aici, poate totuși o să se mai ridice smogul ăsta sau să se mai lase smogul ăsta. Că nici nu știu cum să zic. Poate pot să văd măcar o frântură de Everest. Că deocamdată n-am nicio șansă la cum arată vremea. Aici ar trebui să fie. Da, de-abia se vede până jos în Kathmandu, din cauza smogului. Eu mă uit așa după vârful Everest, da. Cred că ar trebui să mă uit acolo undeva. 8848 de metri, cel mai înalt munte din lume. Pe care eu sper să-l văd, măcar din depărtare, zilele următoare. Vreau să fac un traseu pe jos aici, dar n-am unde să mă duc, pentru că ăsta e cel mai înalt punct din zonă. Acolo jos e un resort cu loc de aterizare elicopter, cu piscină. Adevărul e că e interesant să stai o noapte acolo. Ai parte de aer mai curat decât jos în oraș. Smog, smog mult. Tot repet asta. Că eu sunt sensibil la smog, adică nu suport să stau multă vreme în zone de astea. Hai să mai aruncăm o privire pe aici, prin parcul ăsta de distracții, unde lumea se dă cu bicicleta pe cabluri. Destul de interesant să faci o tură pe acolo pe cablu cu bicicleta. O grămadă de tiroliane. Hai să vedem ce e aici jos, unde am văzut un turn pe care scrie Free Fall. Hai să vedem ce-o fi. Cădere liberă. Plimbări cu căluțul se pot face. Asta iar nu știu cum se zice. Bungee jumping, așa. Bungee jumping, asta era aici. Hai să facem o plimbare pe aici, prin pădure. Să vedem vegetația din munții Himalaya. Uite ce am găsit, un rug de mure, înfloriți și în plină polenizare, cu bondari. Foarte tare. O să mai fac câțiva pași aici. Prin sălbăticie, unde îmi place mie. Sper ca de mâine încolo să găsesc locuri spectaculoase
fără poluare. Deci ăsta, la prima vedere, ai zice că e un stejar, dar nu e. Odată ce m-am uitat mai atent la frunze, nu e stejar. Sfânta vacă aici. Puh, ce pute aici, da, aici e groapa de gunoi. Înapoi. Pute îngrozitor. Înainte de a lua telecabina înapoi la vale, m-am băgat la un ceai cu lapte din nou. Ăsta arată mai bine, s-ar putea să fie mai bun. Tot 2 lei m-a costat și ăsta. E mai bun. E mai bun ca cel din oraș. Are tot aroma aia specifică, un pic mentolat cumva, dar total diferit față de cel indian, care, da, ăla îmi place mai mult. Cam asta a fost incursiunea mea aici cu telecabina. Voi lua telecabina din nou, cobor înapoi în Kathmandu. Kathmandu care de-abia se mai vede. Da, eu speram să văd ceva vârfuri de aici, dar din păcate, din cauza smogului, n-am putut vedea nimic. Nu-i problemă, mâine plecăm mai departe. Plecăm înspre Everest pe niște drumuri, cred eu, la cum le-am văzut pe hartă, foarte spectaculoase. Am zis că mai aștept să se elibereze un pic aici, da? N-am nicio șansă. E foarte aglomerat, plin de indieni. Da, asta e, nu-i problemă. Cobor și eu înapoi, tot cu indienii cu care am urcat. Cel puțin un lucru bun. M-a văzut străin și că filmez, m-a băgat în fața cozii. Avantaje să fii vlogger. Ăsta e și mai mătuit geamul. Se vede mult mai puțin. Dar într-un fel mai bine. Că e desperiat coborârea asta. A fost spectaculoasă și coborârea. De aici voi chema din nou un patao să mă duc înapoi la cazare. Stau un pic la cazare, după aia iau din nou un patao să mă duc să îmi iau mașina. Deja îmi vine patao. Cam toate sunt mașinuțe din astea. Hello. Hello! Namaste! Namaste! Good afternoon! Cam astea sunt mașinuțele cu care se circulă pe aici. Nice view! Like this rainy time. Yeah, yeah, yeah. Cloudy and smoke. Very, yes. A lot of smoke. Deja îmi place să circul cu patao. Patao taxi is good, very good. You like this Patao taxi? Yes, yes, I use it a lot. Which your country, sir? I'm from Romania. Romania? Yeah. Oh. You know something about Romania? Yeah, many. My brother. Yeah. Ah. Yeah. Working in Romania? Yeah, working. Yeah, I know. A lot of Nepalese people working now, yeah, in Romania. Yeah, a lot of Nepalese. Your brother is there, yeah? Yeah. You know which city? My big brother. You know which city? Oh, Romania. Bucharest or? Bucharest. After 1 month. Okay. Before 1 month,
It's Bucharest, but same time is no Bucharest. No Bucharest. Yeah. It's around. Yeah, around. You don't know the city name. Yeah, I yeah, I'm confused. It's okay. Yeah. You planning to go to Romania or no? I'm? Yeah. No. No. Patau is good here. Yeah, I will good, try, good work. I will try to go to the Romania. Ah, you will try to yeah. go. Okay. See you there. Yeah, in Romania. Romania. Please tell me why Nepalese people go to work in Romania now. Working in Romania is in Nepal. In Nepal is Nepal. It's a problem with work, yeah? Not provided in the any many people is good working. Okay. So every people is want to go to the abroad. Nepali people. They don't have nothing to work here, yeah? Yeah, well, some people is working here, but many people not working there. Yeah, understand. So they don't have any work here. Yeah, so good money, good earn money. Okay. Like this people, many people going to abroad. Sorin l-a pescuit în Ungaria, probabil mulți dintre voi știți că vă uitați la vloguri. Și mi-a trimis niște poze cu niște platouri cu pește de am înnebunit. Acum n-am decât să caut pe aici niște pește să-mi prăjesc că mor de poftă. L-am întrebat pe șofer dacă știe un magazin de pește proaspăt și mi-a zis că e pe drumul nostru. Nu plec de aici fără pește, că nu mai pot de poftă. Am găsit magazinul de pește. Să vedem numai cum trec strada aici. Fără să mă calce vreo mașină. Uită peștele, uită peștele. Nu știu ce-o fi, ceva crap, ceva cărășel. Dar neapărat vreau să-mi iau vreo 2-3 bucăți, că mor de poftă. Roșioară, caras, crăpșan, nu știu ce. Dar nu mai contează. A, uite și unul mare, ăla nu știu ce, ăla e ceva fitofag. O să-mi iau 2 bucăți, că mi-e prea poftă. Tupis. Ceva crap pare a fi, ceva specie de crap. E perfect. Clar, îmi prăjesc de seară și mi-au și mâine pe drum. Perfect. It's okay. Super. Ai, ce poftă mie. Asta numai din cauza lui Sorin. A făcut Sorin o poftă cu pește. 15 lei mă costă peștii ăștia doi. Curățați, gata. Ăsta mi-e peștele spălat, curățat. Numai bun de pus pe tigaie. De-abia aștept. Hai că am aflat și unde lucrează fratele șoferului meu. E în Sibiu. Sibiu, yeah. Sibiu. De suntem vecini, că eu sunt la Deva cam 100 și ceva de kilometri până la Sibiu. We are neighbor. I'm near to Sibiu. Sibiu, yes. My brother is still in Sibiu. Am ajuns acasă, am crestat peștii, i-am pus cu sare. Îi bag la frigider vreo oră până mă duc să îmi iau mașina. Din nou în Durbar Square. Din nou aștept după Patau. E unul aici, dar nu e al meu. Din nou pe străduțele înguste și întortocheate. Cu mașinuța. Am demers puțin până la locul de rent-a-car. Thank you.
Gata, semnat contractul pentru mașina de închiriat. Am convenit să iau de mâine dimineață, pentru că oricum în seara asta eu n-am ce să fac cu ea și nici n-am unde să o parchez. Așa că m-am înțeles cu oamenii, vin dimineață, în jur de 8, o iau și plec pe drumul meu. O să am un Ford Ranger. Eu de mult tot ar fi vrut să testez o asemenea mașină, pentru că următoarea mea mașină după cârtiță, eu la așa ceva mă gândeam. Dar o să vă arăt mâine mașina, pentru că nici eu n-am văzut-o. E undeva, oricum, prin trafic, trebuie să ajungă și n-are rost să stau dacă eu o iau doar mâine dimineață. Vin dimineață și iau cheile de la birou și plec pe drumul meu. Da, sunt foarte fericit că am reușit să o închiriez. 100 de euro pe zi, am luat-o pentru 4 zile și 500 de euro am lăsat garanție. Traficul e infernal în orele de vârf. De asta nici nu cred că are rost acum să mai chem un patao să mă ducă la cazare, cred că o iau pe jos. Vreo 25 de minute pe jos, nu-mi strică plimbarea de seară. Traficul e infernal. Aici unde sunt bulevardele astea largi, da, acolo la mine unde străduțele alea întortocheate și înguste. Clar ajung mai repede pe jos decât cu mașina. Am ajuns la cazare unde mi-am amintit că mi-a zis gazda când am ajuns că aici am acces inclusiv pe acoperiș unde este o terasă. De aici văd apusul soarelui și toate împrejurimile de aici din centru vechi a orașului Kathmandu. Cam așa arată zona văzută de sus, arată mult mai bine ca de jos. Soarele apune în smog. Iar eu mâine de dimineață voi pleca înspre Everest. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Vă reamintesc de site-ul Marian Adventures. Aveți link în descriere. Puteți intra, găsiți acolo informații despre călătoriile mele foarte bine structurate. Până la următorul vlog de aici din Kathmandu, Nepal, eu vă spun la revedere!